O activitate inedită a avut loc astăzi la școala gimnazială din Comuna Vânători, acolo unde elevii împreună cu cadrele didactice, dar și alături de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, cei Consiliului Județean Mehedinți, dar și de primarul Dănuț Narcis Percea, au plantat 100 de pomi fructiferi chiar în curtea instituției de învățământ. Activitatea face parte din programul pentru școli al României. Este foarte important să plantăm pomi fructiferi, dar voi știți de ce, copii? Puneam piciorul! Pentru? Nu. Ce folosim noi de la ei? Fructele! Fructele sunt cele mai sănătoase în alimentația noastră, iar noi vrem să vă încurajăm să folosiți fructe zilnic. Programul pentru școli al României urmărește formarea de obiceiuri alimentare sănătoase bazate pe consumul de produse proaspete și are ca principale obiective conștientizarea preșcolarilor și elevilor asupra unei alimentații sănătoase bazate pe consumul de fructe și legume proaspete, prevenirea diferitelor forme de afecțiuni de sănătate în rândul tinerilor, precum și creșterea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale. Astfel, prin programul pentru școli al României a fost pusă în aplicare o măsură educativă, aceea de plantare de pomi la nivelul unității de învățământ din Comuna Vânători. Elevii alături de reprezentanții unității de învățământ, deci ai Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, prin Inspectorul Școlar General Alin Tomoescu, Danciu Dorina, Inspector Școlar General Adjunct, Mariana Glăvan, Inspector Școlar pentru Proiecte Educaționale, dar și deci ai Consiliului Județean Mehedinți, prin vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionica Negru, dar și alături de primarul Comunei Vânători, Dănuț Narcis Percea, au plantat 100 de pomi fructiferi în curtea școlii. Alin Tomoescu, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, a subliniat importanța acestui program deoarece elevii pot conștientiza importanța consumului de fructe și legume proaspete, iar acest aspect trebuie implementat încă de la vârste fragede. Este o activitate foarte frumoasă, este un proiect care face parte din măsurile educative ale proiectului Lapte și Corn. Într-adevăr, este binevenit pentru copiii din școala aceasta. După cum ați văzut, poate școala arată deosebit, este o implicare deosebită și permanentă a domnului primar Percea, pentru care îi mulțumim noi de la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți. Elevii au fost extrem de încântați de această activitate, iar pentru mulți astăzi a fost pentru prima dată când au plantat un pom. Cum ți se pare ție activitatea de astăzi? Foarte frumoasă. Ne plantăm pomi și este o activitate foarte frumoasă de primăvară. Ai mai plantat până acum pomi? Da. Deci nu este prima experiență de acest gen. Da, dar cu colegii este foarte, foarte bine să plantăm. Ți se par totodată aceste activități extrașcolare, să zic așa? Adică să plecăm puțin din clase. Mi se pare bine și pentru că mergem stăm în natură toți. Ce ți-a plăcut ție astăzi la activitatea aceasta? Mi-a plăcut că am plantat mulți copaci, pomi. Foarte frumoasă activitatea de primăvară. Este pentru prima dată când plantezi pom? Nu, am mai plantat, dar astăzi a fost frumos pentru că am făcut mai cu colegii. Proiectul urmărește implicarea elevilor, dar și a cadrelor didactice în acțiuni prin care cei mici să conștientizeze importanța consumului de fructe și legume proaspete, dar și deprinderea și fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase. Mi se pare o activitate foarte frumoasă pentru că ne bucurăm cu toții. Ai mai plantat până acum pomi? Da. Și cum ți se pare? Se pare greu? Puțin. Să iei pământul și să pui în groapă. Totodată ajutăm natura, ne ajutăm și pe noi. Da, da. Cum ți se pare ție, Antonia, această activitate de azi? Frumoasă. Ai mai plantat până acum pomi? Nu. Deci este pentru prima dată. Da. Ți s-a părut greu? Nu. Și cum ți se par totodată activitățile astea în aer liber? Frumoase. Mariana Glăvan, inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, a subliniat importanța acestui proiect în școlile din județul nostru, pentru că doar printr-o alimentație sănătoasă, bazată pe fructe și legume, putem preveni anumite afecțiuni de sănătate. Pomul se cunoaște după roade, iar omul după fapte. Despre fapte vorbim și azi la școala gimnazială Vânători, unde, împreună cu elevii școlii gimnaziale Vânători, am plantat 100 de copaci. Aceștia sunt pomi fructiferi. Activitatea se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean, printr-un amplu proiect
de măsuri educative. Aceste măsuri educative însoțesc consumul de lapte, conj și fructe în școli. Prin aceste măsuri educative se dorește încurajarea consumului de fructe în școli. Reprezentanții unității de învățământ sunt extrem de încântați de faptul că aceste proiecte sunt implementate și la nivelul unităților de învățământ din județul nostru, prin care se dorește creșterea consumului de fructe, legume și lapte în dieta copiilor. Totodată, școala gimnazială din Comuna Vânători este una la standarde europene, unde copiii și cadrele didactice își pot desfășura procesul educațional în cele mai bune condiții. Și asta datorită implicării primarului Dănuț Narcis Percea, prin intermediul căruia Comuna Vânători și-a schimbat complet înfățișarea în ultimii ani. Activitatea de astăzi este destul de interesantă, mai ales că noi ne aflăm în plină săptămână de școală altfel și chiar aveam cuprinse activități de ecologizare. Mulțumim domnului primar pentru tot sprijinul acordat, domnilor de la Consiliul Județean, de la Inspectoratul Școlar, care au avut o mare parte, o mare implicare în acest proiect. Copiii, după cum se vede, sunt foarte, foarte implicați. Prin proiectul Sănătatea înseamnă educație nutrițională, în cadrul căruia elevii au plantat pomi fructiferi, s-a urmărit realizarea unei activități relaxante, prin care aceștia au lucrat în echipă și au conștientizat importanța naturii în viața noastră, dar și a unei alimentații sănătoase pentru a crește și a se dezvolta armonios. La finalul activității de astăzi, elevii au fost premiați cu fructe proaspete de către Consiliul Județean Mehedinți, care a sprijinit de fiecare dată aceste proiecte ale Inspectoratului Școlar General din Mehedinți.